Salutare! Bine ați venit la un nou episod al echipei Îndurii. Vom discuta din nou despre cartea lui Ayn Rand, Virtutea Egoismului, un nou concept al egoismului. Vom continua cu capitolele 5, 6, 7. 6, 7, 8. Am greșit. Și vom începe cu capitolul Psihologia Plăcerii de Nathaniel Brandon. Da, e înainte de a începe, oricum, e de înțeles eroarea lui Gabi și așa, am stat două episoade la capitolul 5. Spuneam, cartea o găsiți jos în descriere, un listing pe Amazon. Noi tot în descriere am lăsat și niște listinguri la locuri unde ne mai găsiți pe noi pe net, un cont de Patreon, unul de crypto, dacă sunteți cu dare de mână. Dar dacă cel mai important lucru este, dați un like la video ca să se răspândească în algoritmul lui YouTube, că poate așa îl vede mai multă lume și cine știe, poate e de folos. Dacă aveți oameni cărora vreți să le transmiteți special, lângă butonul de like e o chestie așa care face share. Și dacă vreți să ne mai vedeți din nou, e lângă ăla de share, e o chestie așa care face subscribe. Și click pe clopoțel, că altfel nu o să știți de ce v-ați abonat. Bine, share e o formă de altruism, nu? Nu. Cum, uneori mă gândesc, mă, să dau altora chestia asta sau să o țin numai pentru mine? Care e interesul meu? Ayn Rand ar fi dat un share. La capăt. A dat share. A dat share Ayn Rand? Eu cred că Ayn Rand ar fi stat pe Twitter de rupea. Auzi, apropo de algoritm, deci dacă te apuci de un canal, acum 3 luni să zicem, te apuci de un canal de grădinărit. Așa. Uitați, noi ne-am întors în țară, genul ăla, ne-am luat pământurile astea, ne-am făcut niște sere și aici avem de gând să cutare. Ei, uitați, ele câinele nostru. Foarte mulți oameni o să se uite la chestia asta și YouTube știe că oamenii se uită la oameni care fac ceva. Lucruri care interesează pe oameni cu care să suplinească. Știi că mai au succes și asta de politică, doar să spui ce știe tot satul, știi? Că Dragnea e corupt, știi? Spui... Mai apăsat. Da, mai nu știu mai cum, amuzant. Mai... Da, mai... Păi hai să... Pătimaș, bă, uite, îmi iau eu rolul ăsta, de acum încolo zic eu. Doamne, nu se mai poate așa ceva. Toate lucrurile astea trebuie să se schimbe. Nu se mai poate să o ducem așa. Păi cât au de gând ăștia să ne mai trateze așa? Cum zicea să facă, gata? Da. Da. Plăcerea este nu un lux, este o necesitate profundă psihologică a omului. Da? Votați, este sau nu este? Nathaniel spune că plăcerea... Întrebare ne promite Simeon? Nu, dacă să mă abțin. Plăcerea randiană este cu totul diferită de plăcerea pe care o folosim noi în mod obișnuit în discuții. Este legată de muncă productivă, de activități recreaționale, dar nici alea nu sunt cum știm noi. De artă, de plăceri, de sex. Și mă uit acum, la ultimul. Care așa e... zice, așa zice. Zice că e celebration, nu știu. Să apuc să zic că mi se pare că în toată cartea asta, autorii iau așa niște concepte platonice, egoismul, chestii mari, chiar în fiind semnaile, și încearcă să le definească așa cum le văd ei. Ca să nu fac ce mă critică, de ce redefinesc. Știi că avem tot mereu discuția asta. De ce vreți voi să redefiniți agresiunea? De redefinim. Unele seamănă și la rând și la libertarieni în general. De exemplu, omul când se gândește la libertate, chiar dacă nu o definește ca Rothbard, să zicem, dar tot înțelege ceva. Înțelege că atunci când e sclav nu ești liber, că atunci când e sechestrat de cineva nu ești liber. Chiar dacă n-are o teorie generală. La fel și la Rand, sunt suprapuneri parțiale, aia cu egoismul să-ți urmărești interesul propriu, păi asta e sensul obișnuiști. La altruism e mai problematic. Așa am avut noi discuția asta, cât e...
Cât e de bună definiția, este sacrifici pentru alții. Obiecția mea era că dacă ai internalizat da, anume. O formă de chestie asta este și în capitolul 7, în care compromisul, care e tot o formă de sacrificiu. O să vedem curând. Da. Plăcerea asta de care vorbește Rand aici, mă, de fapt nu e Rand, e Brandon. În capitolul cu plăcerea e Brandon. Brandon. Da. Brandon. Așa. Nu, dar tot are Rand în nume. Ah. E Rand. Da. N. Ok. Not fun. Plăcerea despre care vorbește el aici e practic opusul durerii. Nu e altceva decât am putea să o asemuim cu utilitate psihică, profit psihologic, am mai vorbit noi în alte cazuri. Da, nu mai scurs să termin de din ori. Deci mi se pare că ei redefinesc niște termeni tocmai doar în prin prisma termenului lung. Lumea de obicei se gândește egoism, a, e o chestie de moment, a, plăcerea e o chestie de moment. Păi când ei zic, nu, domne, aici poți să privești lucrurile astea și pe termen lung și să slujească, să fie un lucru rațional, să fie o chestie deșteaptă la nivelul vieții întregi. Ei zic, uite, noi le folosim așa. Lumea devine confuză, așa, e șocată, vai, cum folosești cuvintele astea ca un lucru pozitiv? Păi da, la nivelul întregii vieți, dacă urmărești astea, da. Da, aici poți spune, scuze, vrei să spui ceva? Nu e neapărat un defect, adică orice gânditor mare sau asta definește bine cu uneltele lui, știi? Inclusiv simțul ăla comun a internalizat niște definiții date de alți gânditori, știi? Ei au zis să-ți placă nu știu ce pe moment și în rând zice nu, știi? Sau... Nu, da, aici e o altă paralelă. Deci noi avem la nivel fizic, da, avem durere și plăcere. Durerea înseamnă nu mai fă ce faci, da, plăcerea înseamnă fă mai mult din ce faci. Asta strict la nivel fizic uman. Asta este mecanismul care care ar guverna comportamentul omului dacă omul ar fi numai fizic. Psihologic însă observăm că se manifestă același tip de comportament. Dacă ai niște gânduri care îți dau așa o senzație de disconfort, nu te mai gândești la ele. Dacă ai niște gânduri care îți dau o senzație de plăcere, începi să explorezi mai mult pe acolo, curiozitate, alea. Adică ce încearcă Brandon să facă aici e să explice mecanismul ăsta care funcționează și e foarte ușor înțeles și n-are nimeni ceva de obiectat la nivel fizic, funcționează și la nivel psihologic. Și mi se pare că e interesant capitolul ăsta pentru că în cartea asta pe care am mai arătat-o de vreo câteva ori, Peterson tinde să formalizeze acel cam un oarecum mecanism identic cu ce descrie Brandon aici. De asta mi se pare foarte haios faptul că Peterson ori de câte ori e întrebat de filozofia randiană, el se delimitează foarte clar, zici că nu e o chestie ok, că nu știu ce. Dar el, de fapt, cartea care l-a adus la Harvard și l-a făcut să predea la Harvard, are foarte multe în comun cu cărțulia asta. Să știi că e și invers, sentimentul. Adică Aaron Brock sau randienii, să zicem, îi reproșează lui Peterson că e prea trist, prea tragic, prea... Na, ce să faci cu el? Că el e... De exemplu, sunt convins că Peterson ar valoriza pozitiv sacrificiul. E chestie bună că ne sacrificăm. Faptul că s-au sacrificat alții și cu ce ne-a ținut pe... Cred că, da, de fapt, acolo e mărul discordiei între ei, exact ce ai spus tu adineori. Păi, psihologic vorbind, sunt prea apropiați pe chestiile alea și să pare că se resping. Și noi zicem, păi stai că e the same picture. Sunt și unii și alții, zice, și Aaron și... N-au, adică nu sunt ca Rodba, să aibă omor, să râdă tot timpul, știi? Adică și Aaron Brock și Peterson sunt triși, așa sunt... Sunt morcoviți, așa, da. Nu, sunt sobri, sunt foarte sobri, știi. Da, mă rog, la Peterson poți spui că e contextul de așa natură, care l-a făcut, l-a întristat. Brandon, aici, așa, integrează
plăcerea în filozofia randiană prin faptul că atunci când viața este valoarea supremă și tu duci o viață conform valorilor pe care filozofia randiană le stabilește ca fiind aducând la o plenitudine a vieții, la fericire, atunci simți un fel de, ai un sens al vieții, al trăirii și atunci simți și plăcere. Atunci când acționezi pentru lucrul ăsta și universul ți se pare ca fiind ceva deschis și pe care poți să-l controlezi și să acționezi în el, atunci plăcerea urmează ca fiind un profit emoțional. Mai sunt și, să zicem, oameni care pur și simplu universul îi se pare ceva opac și nu au ce să... Aici eu o să te întrerup puțin. Da. Pentru că... Deci, aș spune așa, da, capitolul precedent încearcă să-ți spună, să-ți pui întrebarea de ce alegi ce alegi sau încearcă să-ți dea cumva o metodologie, deși e subiectivă în final, o metodologie despre cum să alegi corect. Capitolul ăsta încearcă să-ți dea următoarea regulă, să-ți spună uită-te la ceea ce îți place. Și asta îți va spune dacă ești mai aproape sau mai departe de, seamănă, Vali, să știi, de obiectivism. Seamănă, e tot stilul ăla, nu te uita la gura lumii, uită-te inside, uită-te la tine, știi, păi, ce preferi tu, știi? Da, da, când pentru te duci că... la petrecerea aia, mă, ți-e place... Pentru că exact, pentru că se adresează subiectiv, nu se adresează din punctul de vedere judecă-i păilalți. El dă aici patru tipologii de oameni pe care am putea să-i punem, de fapt, pe ecran, s-ar putea să-și fac, dacă am inspirația asta, să-i punem peste compasul politic. Da? Pe matricea aia. Și cele patru tipologii despre care începuse să vorbească Gabi sunt tipologii relaționate cu locul din care își extrage omul plăcere. Ce ar fi? Peterson ar fi zis sensul. Și Peterson ar fi zis sensul, exact. Păi da, nu, că și el spune, vorbește Nathaniel despre sens aici, spune că mecanismul ăsta al plăcerii internalizate este atunci când e umplut, când e fulfilled, îți dă senzația de sens în viață. Împlinit, da. Și tot Brandon spune, da, asta că cum spune și Peterson, că mecanismul ăsta se ghidează după valori, după valorile pe care ți le-ai ales. Peterson zice că e important să te aliezi cu adevărul, că altfel mecanismul tău intern poate să ia razna. Brand spune, e important să rămâi ancorat în realitate. Align with true north. Și uite așa, și cele patru tipologii de oameni pe care le spune Brandon aici sunt așa, ar fi, să zicem, eroi din Atlas Shrugged sau arhetipul producătorului, dar aici în contextul ăsta e exact arhetipul exploratorului, eroului explorator, care se găsește și la Peterson. Doilea este tradiționalul confort. Sunt anumite personaje în Atlas Shrugged care reprezintă oamenii obișnuiți, oamenii care au, să zicem, înclinații bune, dar care nu sunt făcuți să exploreze. Preferă universul ăla delimitat, deja explorat de alții și stau acolo și atâta vreme cât e cunoscut și e călduț și e frumos, nu-și bat cap. Asta e ceea ce le place. Ar fi oarecum tipologia hobbiților obișnuiți din Lord of the Rings, cei care... oamenii pe care i-a admirat Tolkien atât de mult. Dar erau curajoși dacă era nevoie. Nu. Erau speciali aceia care erau curajoși de la nevoie. Hobbiții obișnuiți erau omul britanic de țară care tradițional, confort,
asta e ce, cu ce am trăit, asta e ce vreau și pe mai departe. Deci era un fel de erou de ăsta, ăia puțin care aveau curaj, erau niște eroi, erau eroi tip explorator, da. Arap alb. Da, exact. Nu, dar uite, apropo de basmele românești, vrei să fii oamenii, vrei să fii om la care s-a întors Arap alb sau vrei să fii Arap alb? Păi da, și asta e și întrebarea pe care și-o pune Aranț. Și mai mult de atât, Aranț, în contextul ăsta, și spune foarte clar, nu toți oamenii sunt făcuți să fie Arap alb. E ok, la un moment dat. Următoarele arhetipuri pe care le spune Brandon sunt... Fuge de realitate. Cel care fuge, da, escapistul. Cel care nu, care recunoaște că realitatea e rea și își caută refugiu în lumea alcoolului, viselor, să zicem, într-o lume ficțională, ireală, și al fugă și în jocuri. Da. Și al cincilea ar fi, al patrulea, scuze, ar fi rău, ar fi omul rău. Omul care trebuie să manipuleze, care își trage plăcerea din dominația asupra altor oameni. Ei avem buni și relativ răi. Unii sunt răi pentru că nu știu mai bine, unii sunt răi pentru că aleg să fie. Right? Nu, avem nu, buni și răi și pe la mijloc sunt doi căldicii care nu fac sunt nimic. Sunt doi care sunt manipulabili de ambele. Da. Cu bune și rele. E ăla care preferă să trăiască în realitatea cunoscută, din punct de vedere al lui, dar zice că e mai sus pe scara binelui decât ăla care preferă să își mistifice complet realitatea. Păi stai, și dacă faci două tabere, nu vreau să divaghez, dar dacă faci două tabere, ăia răi până una alta, îi atrag și pe escapiști și pe ăia cu minți din grădină împrejmuită, îi atrag și zic, lăsați-mă pe mine că conduc eu. Că ăștia buni care sunt Arap alb și vor să aducă secretul înapoi acasă, ar trebui măcar una din jumătăți să-și atragă. Ori pe aia care fug de realitate, ori pe aia din grădina împrejmuită. Așa se închide ca ultimul capitol despre care vorbim astăzi. Da. Exact așa. Înseamnă că am internalizat altfel. Pe cine atrage pe... Rubiți, pe cine atrage? A, nu, îți spune nu, doar că societatea, ultimul capitol, se închide cu faptul că societatea este inertă din punct de vedere moral și doar așteaptă o direcție. Și direcția o să-i dea ori ea răi, ori ea bun. Că ăștia inerți care sunt la mijloc o să fie escapiștii care sunt absenți oricum. Am internalizat subconștient. Da. Pentru că ai mai mulți exploratori, că altfel nu miști niciodată nimic, știi? Explorator mai de gradul 4-5, știi? Ei pe aia primii de top și alții... Că așa nu miști nimic, că aia rămâne lumea... Da, sunt gradele și la da, cei corect. Răi și la cei... De exemplu, noi cred că am intrat acolo, la... La exploratoria de jos de top. Primii care intră, da. Poate, ar fi plăcut să fie așa. Chiar este, nu? E posibil ca plăcerea, pur și simplu, dacă nu-ți alegi valorile corecte, te ducă la destruction. Da? Și de aceea e bine să-ți alegi valorile care sunt în acord cu realitatea. Altfel, plăcerea nu-ți poate da un ghid să mi-am ales ceea ce e corect sau ceea ce nu este corect, ci pur și simplu plăcerea este doar un catalizator al direcție pe care ți-ai ales-o atunci când ți-ai ales valorile. E important să-ți alegi valorile cum trebuie. Da, și aici Brandon, tot capitolul ăsta descrie... Instanțiază exact. Uite, ce ți-ar pe alea 5... 4. Nu, 5. Pe alea 5 direcții pe care le-ai zis inițial... Da. O să le mai repet o dată acum ca să fim sigur că... Muncă productivă, le-am spus, timp liber, relații, artă și sex. Exact. Așa? Pentru astea 5, instanțiază în astea 4 cadrane cum ar arăta și practic te ajută
dacă vrei să te recunoști în care cadran te găsești și în ce direcție ar trebui să migrezi, dacă vrei să migrezi în oare astea se suprapun cu Big Five Traits? Nu. A fost primul lucru la care m-am gândit eu, dar nu se suprapun. A timp liber, de exemplu, unei petreceri și spune că, dom'le, o petrecere cu alcool și femei nu este ceea ce ar frecventa eroul din Atlas Shrugged, și doar o petrecere în care discuțiile și timpul este petrecut într-un mod creativ și care îi aduce, să zicem, plus valoare și este genul ăsta. Alcool îi ajută pe ea să spună, îi inspiră, știi, să... Da și nu. Și aici e cu duș întors. Unul dintre lucrurile la care Rand și cei care tind să o asculte pun foarte mare accent este cumva acordarea la realitate. Și dacă stulburi percepția realității, cumva ar fi... Dacă e două pahare de rom, e clar că extragi mai mult din... Nu neapărat. Nu neapărat. Poate înțelept la un nivel mai adânc. Poate înțelept dacă e doar două pahare. Da. Da. Nu, fiecare își cunoaște măsura. Da? Unii din două pahare văd realitatea profundă, alții din șapte. Păi, dar după aia realitatea este oglinda în care ea spune dacă a ales corect, că el crede că știe limita și zice, las că știu eu. Știu. Sau dacă nu este schimbat de 60 de grade, doar unul, știi? Așa, mai sunt cei conformiști care nu la o petrecere pur și simplu fac gesturile și spun cuvintele care sunt politicoase. Escapiștii sunt cei care stau într-un colț să beau alcool sau să joacă jocuri până când adică pierd sensul realității, nu mai contează ce este în jurul lor. Manipulatorii sau cei răi care... Nu știu, în contextul al petrecerii, cum ar putea... Îi pun pe alții să strângă după... Bagă zânzanie. Fac conspirații. Îi pun pe alții să strângă mizeria după petrecere. Nu, că asta ar fi pozitiv. Cred că mai de... Nu, a zici că poate să bage zânzanie între... Bărfă. E cumva șocant de puritană abordarea, știi, pentru... Vremurile noastre. Nu numai. Chiar și pentru vremurile lor, a zice că e șocant de puritan în abordarea. În vederea glumei de mai devreme, oamenii normali căutând înțelepciunea, zic, mă, dar de ce exagerați? Voi tot timpul exagerați. Și la economie, ziceți, cum aceleași reguli economice simple se aplică și la nivel macro, nu? Exagerați. Stau aici, doamne, îți urmărești sensul vieții, păi atunci chiar și în chestiile cele mai mici urmărește sensul. Nu te duci la o petrecere niciodată, pentru că nu cadrează. Mă rog, nu e o rețetă, ce zic eu acum, dar pare că poți să alegi niște... E, pentru alții poate să pară o digresiune față de... coerența pe care ți-o faci tu, nu, ce zic cărțile astea? Dom'le, trebuie să cauți să fii coerent, să nu trăiești în disonanțe. Cu realitatea. Și într-adevăr, sunt mulți autori care caută să zică, dom'le, trebuie absolut să aplici chestia asta. Absolut asta, eu cred că se referă la coerența interioară. Dom'le, să nu mă duc niciodată la petreceri? Nu, poate la aia mă duc. Și cineva de afară o să zică, păi cum, tu care urmărești tot timpul numai cu tare? Omul este o floare cu multe petale și are mai multe posibilități. El nu ce să nu te duci. Faci un compromis ca la preț, la un fel de negociere, știi? Duci la petrecere, dar nu țineci creierul în alcool, știi? Yes. Vorbești despre Ayn Rand. Mai rău. Mai bine nu te duceai. Mă rog, dacă știi să pui problema cum trebuie, generant poate fi sexy și să ai 5-6
Păi, l-a arătat Rowan Atelit. Nu, eu simt că e aceeași paradigma, mai zicea din aurii, să nu te sacrifici, știi, să fii tu, cam asta era ideea, nu? Da, da. La petrecerii. Da, da. Nu, că mergi și cu oameni care îți plac, nu doar mimezi așa. A, dă exemplu și, domnule, să facem, nu facem petreceri de-astea cu alcool, mergem la un picnic de familie, știi? Și acolo spune, domnule, plictiseala și conformitatea... Conveniențele acolo sunt așa de, să zicem, duse la absurd. Vorbesc despre vreme, nu vorbim nimic de care să deranjeze, cum să zic, liniștea pășunistă, să zic așa. Da, să nu discutăm lucruri grave sau existențiale, da, dar între lucruri simple. Ce facem acum, filozofie? E bun sfatul dacă ești, nu știu, ești la un grătar și încep să discuți de eran, să zicem, știi, nu le strici lor. Ba, s-ar putea să le strici, pentru că, deci asta e, depinde, te mai invit. Depinde de ce gen de oameni, peste ce gen de oameni dai acolo. Plus că, bă, și aici poate că ne arătăm noi limitele eroului explorator, practic, deodată mai vrei să mai și pui pauză, adică nu poți să... Explorezi continuu. Exact. Uite, legat de chestia asta, vorbim de acum de cealaltă a zonă. Zona cu relațiile. Care zona umane. Cu relațiile? Munca productivă, timpul recreației. Ah, dimensiunile 5, așa, ok. Cum îți alegi oamenii cu care te înconjuri, știi? De relații, de... În societate îți cultivi. Și atunci, dacă îți cultivi relații cu oameni care, să zicem, apreciază angoase existențiale sau întrebări care să te pună pe gânduri și să explorezi, să zicem, universul ăsta, să nu te plictisească, atunci da, când te duci la o petrecere, șansa este să ai succes și cu, să zicem, conversații exploratorii. Altfel, într-adevăr, dacă te înconjuri cu oameni pe care nu-i admiri și vrei să stai doar să te compari cu ceilalți, vai ce prost sunt toți, eu sunt cel deștept, stau într-un colț și mă uit la ei cum își petrec viața lor măruntă. Asta mai degrabă te-ar pune în cadranul manipulatorului. Da, da, probabil, da. Dacă îi lași în pace, poate ești doar escapist. Da, și da, asta da, nici, uite, în capitolul următor, nici în rea nu zice să fii confruntațional tot timpul. Da, da. Îmi da. Zice că dacă dai de unul care e irațional, nu mai stai să îi zici doar că nu împărtășesc. Da. Acum din experiența noastră pe chat-uri și astea, cred că nici asta nu se merită. Adică e clar că sunt viziuni diferite. Deci asta cu relațiile umane ar fi așa, trebuie să-ți te înconjuri de oameni care au aceleași randieni. Da? Au aceleași valori ca și tine, da? Și atunci găsești plăcere randiană. Te poți conforma, da? Și ce se nimerește și ce să zicem cercul familial și unde te plasează societatea într-un oraș sau în ce colegi de școală și ce, să zicem, întâmplarea ți-a adus în cale ea. Asta este, mă conformez, ăștia sunt prietenii mei, nu explorez, nu fac nimic, îmi depășesc condiția. Escapiștii probabil sunt singuratici, da? Care nu vor să aibă de-a face cu nimeni. Sunt, e prea dură de relaționare cu ceilalți oameni. Să... Da, aici oamenii poate să fie din ambele categorii, din punctul ăsta de vedere. Poate să fie și singurat, poate fie singuratici și escapiști, poate fie singuratici și conformiștii. Okay. Okay. Manipulatorii, da, caut relații de oameni cu care, din care pot să profit. Și urmărește interesul egoist. Da, spune că își urmărește interesul din punctul ăsta de vedere, că își urmărește interesul egoist. Ce le exclude să fie rațional autointeresat este că are o atitudine de prădător, în loc să aibă o atitudine de colaborare cu restul, da, cu restul da. Oamenii. Pentru că
Și pe termen lung nu este bună această abordare, pentru că e posibil ca relațiile de pe urma cărora ai profitat să dispară, da? Oamenii se îndepărteze de tine și atunci rămâi și mori. Că tu știi doar să nu ești productiv, da? Nu ai capacitatea de a te întreține. E doar cu ajutorul altor persoane. Viața e scurtă. Adică... Bine, aici, da, aici e cu duș întors, știi? Că e, problema e asta din... atitudinea pe care ar avea o Costel și pe care am mai spus-o de nu știu de ori, este că prădătorii pot să beneficieze de socialdemocrația de astăzi la nesfârșit. Sigur, mai mult de durata vieții unui om. Pe de altă parte, exact asta este ceea ce încerca Rand să oprească, să stimuleze producătorii mari să se oprească din a mai crea pentru prădători. Da, deci ai mulți oameni. Ai mulți oameni în societatea curentă care se uită cumva mai clar sau mai puțin clar, văd lucrurile astea pe care tocmai le-ați zis și aleg, domne, eu sunt ori sunt pașnic în grădină aici și nu am de ales și nu putem decât să alegem prădătorul mai mic. Sau alții care se simt mai întreprinzători și zic, domne, nu poți să răzbați în viața de astăzi decât dacă ești și tu prădător. Și li se pare că e coerent, li se pare că e natural. De ce veniți voi cu cooperarea asta interesată? Nu, interesat este ca eu să fiu prădător și colaborez cu alți prădători, încercuim prada și o taxăm. Și ce a zis Gabi Cheie, mi se pare adineori aici, este că acei oameni care nu vor să fie prădători ar putea foarte bine să întoarcă spatele și să îi lase pe prădători să moară de foame. Păi cum? Că vine peste noi, că nu mă interesează politica, dar politica e interesată de mine. Ca om există, ai variante de organizare, mai trezești pe unii pe alții și ai dai în cap, că vorba aia. Mai mulți vine peste tine, nu mai vine de la un punct, nu mai vine peste tine. Da. Din punctul ăsta de punctul vedere... Punctul ăla e destul de aproape. Deja peste ei, deci... Diferența, da, exact. Diferența e așa, motivul pentru care... Leu și leopardul mănâncă gazele, este gazele fug în direcții diferite. Nu acționează, nu se unesc, că teoretic ele sunt mai multe și ar putea până la urmă să extermine. Ca să ții analogia, ai animale care fug împreună, uite zebrele, care nu pot fi identificate tocmai din cauza că au modelul cu ele. You don't know this? Nu știam asta. Deci au zis, hai să urmărim o anumită zebră, au zis oamenii de știință. Și au marcat-o cumva. Și alea au fost foarte desprinse de prădători. Și au zis, mă, ce se întâmplă aici? Și de fapt, dungile de pe ele e un camuflaj în turmă. Ăștia, prădătorii, nu mai știu noi ce urmărim aici. Când erau marcate pentru știința oamenilor de știință, prădătorul le vedea și le prindea. Putea focusa, am înțeles. Are. Da. Bun. Locuri în care, sunt și în capitolul ăsta locuri în care Brandon merge un pic cam departe. Dar e departe doar în sensul în care, dacă iei asta în contextul unei etici prescriptive, ca etică descriptivă, n-aș spune că, de exemplu, uite, n-aș spune că, spune el aici o chestie, stai să o găsesc exact, 2 secunde, zice așa, că este o propria raportare la existență o să determine tipul de artă care îi place, la care va avea cineva un răspuns. Și spune că sufletul unui om a cărui piesă preferată este Cyrano de Bergerac,
va fi diferit în mod radical de sufletul unui om a cărui piesă preferată este Așteptându-l pe Godot. Dacă vorbim din punct de vedere descriptiv, nici problemă cu chestia asta. Dacă vorbim din punct de vedere prescriptiv, se poate infera, domne, trebuie să-ți placă o anumită piesă ca să fii... Cumva, capitolul în sine e ok dacă îl privești doar din punct de vedere descriptiv. Nu poți să spui că e... Nu poți să zici că, într-adevăr, sunt unii oameni care răspund la anumite piese. De ce? Pentru că cum rezonează cu ei? De ce? Pentru că ei sunt formați într-un anumit fel. Așteptându-l pe Godot, ar spune că e nihilist. Da. Nu știu, la Cyrano de Bergerac, poate, nu știu, ar fi frumusețea interioară sau ce ar plăcea, știi? Dar nu i-ar plăcea ăsta, pe chel că e nihilist, știi? Ăia tot discută acolo, știi? Nu mai vine Godot, știi? Domnule, ce-i prostia asta? Trebuie să fii Atlas, să produci, să... Da. Da, asta ziceam, că dacă te-a pus să tragi de ea dincolo de ceea ce e scris, poți să interpretezi că ar trebui să-ți placă un anumit tip de muzică, ar trebui să-ți placă un anumit tip, pe când, de fapt, Pare, eu văd... Și munca! Și munca trebuie să-ți placă! Da, da, da. Deci, Rothbard și ăștia zic, nu, munca are o identitate negativă, nu știu ce. Ei zic, trebuie să te simți împlinit în... Da, asta e iarăși o atitudine oarecum puritană. Nu, puritană, că și puritanii erau tot la fel, calvinistă, da. Da, calvinistă. Dar a zici că, iarăși, că aici nu e neapărat o chestie problematică spusă, pentru că da, unele că, tipuri de... Rothbard interpretează ca alimentând... Pentru că unele tipuri de muncă, a zice așa, că poți să o privești în felul următor, unele tipuri de muncă au o disutilitate mai mică decât altele. Și pentru diferite persoane, adică unii sunt făcuți, într-adevăr, pentru un anumit tip de muncă, alții sunt făcuți pentru alt tip de muncă și așa mai departe. Tu dacă găsești tipul de muncă pentru care ești făcut, e clar mai bine decât să faci altceva. Plus că tot timpul se referă la termen lung. Că termen lung trebuie să preferi munca. Da, da, bine, da. Eu aș spune că e într-adevăr puțin problematică situația asta. Ei de aici iese, uite și am folosit cuvântul ăla nasol numit problematic. De aici ar putea să reiasă faptul că tu trebuie să te împlinești în primul rând prin muncă. Ar putea, dar asta nu. Asta nu e ceva totuși atât de rău, nu? Adică și austriecii admit că îți dă un... Adică e de bun simț, știi, că munca... Dar una este muncă... De mândrie, de nu știu ce, știi? Salarială și după zicem că unii termină, dom'le, de-abia aștept să termin munca, să mă duc acasă, să fac ceea ce într-adevăr îmi place și am să sculptez, de exemplu. Uh-huh. Sau să fac... Cresc meri. Plantez da. Meri. Așa. Dar și altuitul meriului, tot e o muncă. Dacă, da. Adică orice activitate, de fapt, orice acțiune umană, poți să o interpretezi ca fiind orice o muncă. Orice acțiune umană productivă. Productivă, cred da. Cred că ei te-ar sfătui să mergi mai spre sculptură, spre ceva ce seamănă, nu? Da. Ei te-ar sfătui să te dedici, mai mult în direcția aia până când devine profitabilă. Pe de altă parte... Aici cam ignoră fallacy-ul ăsta, că de fapt nu e un fallacy, e un fapt, că din distribuția Pareto atunci când vine vorba de succes în domeniile artistice sau aproape în cam orice domenii din punctul ăsta de vedere, doar 10% au succes și poți să se apucă de agricultură 10 oameni, unul o să iasă. Dacă tot ai zis de agricultură, știi, ăsta e... Care e asta? Susținerea pentru subvenții și pentru tot felul de programe de ajutor și nu știu ce, este că noi suntem fixați într-un domeniu și avem o inerție foarte mare și dacă nu ne ajută cineva, o să moară o categorie, o să moară mulți oameni, o să fie multă suferință. Ne fiște mândrie ca la fotbal, olandezii. Noi de ce nu avem roșia românească? Ce roșia aia? E turcească. Păi și noi nu avem roșii. Da. Ce am văzut adineori din ce zicea Vali era că dacă respecti observația asta că de obicei
mă rog, niște procente au succes, păi alți ce sunt? Defavorizați. Cineva i-a defavorizat. Hai să-i ajutăm. Ideea ar fi că ăilalți ar trebui să tot caute, pentru că undeva în echilibru vieții pot să inventeze ei lucruri noi. Până la urmă. Asta e un răspuns, deci sunt în trecere așa permanentă, altul poate fi că ok, ești în artă, dar nu ești brâncuș, ești ceva pe acolo, știi. Poate să fie un magazin de antichități la Unirii, știi, deci nu e... Dar seamănă ceva cu pasiunea ta, să zicem, știi. De gen. Și ultimul este cu iubirea romantică și sexul, da? Aici mi se pare că a forțat-o? A forțat-o, da. Trebuie să, așa cum în tine, știi, vezi împlinirea prin cele mai înalte, zicem, obiective pe care ți le pui, valori și raționale, când vezi și în altul chestia asta, da, un erou, alt erou explorator, ce s-o petrece? Atunci, într-adevăr, apare admirația, apare și iubirea romantică. Asta ar trebui să fie. Dar dacă ești conformist și vezi al conformist? Nu, un conformist pur și simplu cred că n-ar putea iubi. Hai să ne unim conformitățile. Ba nu, ar putea iubi, dar nu ar fi, cum să spun, nu ar fi așa de... Ar fi iubire randiană. Da, nu ar... Nu exista o admirație din asta pentru realizările... Ideea e că între astea patru arhetipuri de oameni pe care îi spune el aici, arhetipul randian, să zicem, să-l numim așa, este capabil să-și genereze sau să-și producă, ați folosim și cuvântul pe care le place lor, să-și producă sursa propriei fericiri sau propriei mulțumiri sau propriului respect de sine. El e capabil să-și producă prin forțe proprii acest respect de sine, pe când ceilalți trei, unul dintre ei, conformistul, este complet dependent de mediul înconjurător, punctul ăsta de vedere, dacă ne aducem aminte, o să folosesc un cuvânt dur, dar dacă ne aducem aminte, primul episod când discutam asta, e ca un animal. Da? Nu e capabil să se adapteze la, nu e capabil să genereze schimbări asupra mediului, ci doar trăiește în mediul respectiv și are nevoie de mediul respectiv, că dacă se schimbă o ia raznă. Escapistul nu are respect de sine, el trăiește, nu trăiește în realitate, iar celălalt nu își generează respectul de sine și îl generează pe baza acțiunilor proprii, că se apucă și îi manipulează pe ăilalt și îi conduce, dar are nevoie și de colaborarea prăzii ca să poată să facă asta. Deci nu e cum ar veni, nu e independent. Da. Și asta se reflectă și în și pe partea de iubire. Da, un randian poate să iubească, vine din el și e pe baza unor valori și identifică niște valori. Conformistul poate și el să iubească, dar doar dacă mediul e propice pentru așa ceva. Și ăilalți poate să iubească dacă se întâlnesc în escapism împreună, să duc într-o lume, da, să duc într-o lume virtuală, împărtășită, da? Mai e escapist atunci? Ce? Mai e escapist? Da, de ce nu? Capiți conformist? Dacă eu mă... Nu, dar dacă să zicem... Explorator? Nu, dar dacă să zicem că împărtășesc, știu, cu o femeie o fantezie. De genul... Eu sunt un elf, bard, whatever, și ea e la fel. Și atunci vă întâlniți și jucați Dungeons and Dragons. Și ok. Regele Pescan? Ce? Fisher King? De ce nu? Și atunci ultima persoană că nu cred că e capabil de iubire. Asta de sine, doar din punctul ăsta de vedere. În relație de dominare și eu. Da, adică dacă pentru el plăcerea vine din a-i domina pe alții, ne putem imagina ce gen de relație o să aibă. Adică, na, 50 Shades of Grey nu era scris încă, da. Dar și manipulatorii sunt puțini totuși, nu? Nu sunt așa mulți.
Raportați la populația întreagă? Da, nu sunt așa de mult. It takes effort. Adică și rău are... Auzi, deci... Da. Mie mi se pare că... Am zis-o noi deja, e forțată folosirea asta. Ei zic așa, domne, ai plăcerea în general și poftim asta romantică, în la urmă poți să o pui tot la plăceri. Și ideea ar fi că în realitate plăcerea e produsă și pe electrochimic. Și când îi spui cuiva... vii și normezi chestia asta, zici, mă, trebuie să-ți ignori simțirile care sunt de obicei plăcere. Seamănă cu ceva, nu? Și, da, exact. Să-ți ignori și după aia trebuie să îți alegi tu plăcerile. Aici eu mi-aduc aminte de conceptul ăla de flow al lui Csikszentmihalyi, mă rog, care zice, eu așa înțeleg că este erou randian, în care tu știi ce faci, dar n-ai ajuns să te plictisești pentru că îți pui niște provocări. Tot timpul ești între ce știi bine să faci și un pic de provocare. Te îmbunătățești mereu și ești așa, îți alegi să-ți pui provocări ca să aibă un sens. Explorezi. La da, exact. Intermitent, exact. Știi, yes. Tot explorezi. Ce faci aici? La ora 3 vei explora. Dormeam, mă rog. Și acolo explorai în vis. Internalizat valorile din capitolul. Capitolul următor este vorba despre compromis. Nu există în viață și compromis. Și ne întoarcem aici la Ayn Rand, care spune că da, există și compromis, dar nu pe principii. Și atunci când, de exemplu, ambele părți sunt de acord că trebuie să schimbe o valoare, să zicem, în negocierea unui preț, eu îți dau ceva, tu trebuie să-mi dai niște bani, doar prețul este negociat, da? Și se ajunge, eu îți cer un preț, tu mi oferi alt preț, normal ajungem la un compromis al prețului. Dar niciodată nu ajungem la un compromis de tipul, care nu este un compromis din punct de vedere randian, tu dăm banii, și la revedere, nu-ți dau nimic. Asta nu mai este compromis. Uite, aici, de exemplu, cel mai bun... Bugetul statului nu e un compromis. Cel mai bun exemplu la ideea asta este întrebarea care ne-a pus-o și Hummer, care ne-a pus-o și Friedman. Da? La etica rotbardiană. Da? La principiul non-agresiunii. Omori, nu, fur un dolar ca să salvezi lumea. Ăsta e argumentul lor, de fapt, este faci un compromis. E interesant că în limba română faci un compromis seamănă foarte mult cu ajungi să te compromiți. Au! E înțelepciunea limbii. Da. Nu, mesajul, uite, când se formează Convenția Democratică, ce spunea Poposu? Negociem orice, dar nu negociem principii. Asta zice Ayn Rand în capitolul ăsta. Compromisul e... Pentru... Amen. Și este așa... E în afara principiilor. Era la cu prețul, unde acolo avem un principiu. Schimbul voluntar, nu? Principiu. Nu ne furăm. Ăsta era principiul. Să nu furi. Da. Da, discutam. Mai dă-l, hai, mai lasă și tu, mai nu știu ce, mai... Și Pruteanu, de exemplu, a fost hulit puternic, a trecut la PSD, dar el avea un principiu, da? Și îl putea realiza trecând de partea PSD-ului. Era cu limba, să nu fie doar limba română în reclame sau ceva de genul ăsta. Da. Nu reușea în opoziție cu partidul mic în care era el și atunci a trecut la PSD. Principiul, ăsta e un compromis, într-adevăr, de politic, dar principiul și l-a păstrat. Păi, la principiul lui. Cine, uite, că sunt ăștia care fac compromisuri, aia care stă în PNL, dacă inima lui bate la stânga, atunci e toți în PSD, deci nu știu. E, nici PNL-ul nu e de dreapta, așa că nu e. Păi nu, în sensul ăsta că el trece și dar ne avem principii, ne avem principii, da? Are principii socialiste. Păi, da, așa, exact, pardon, de da, ce scuze, da. A de un partid liberal, știi? Bine, acum e atât de puternic destabilizată, deci problema cu principiile este foarte simplă.
principiile sunt cumva externe omului și pot fi validate, poate fi validat un comportament versus acele principii. Deci nu ai nevoie de, nu ai nevoie de nimic altceva, nu ai nevoie de specialiști, nu ai nevoie de interpretări, nu ai nevoie de nimic. Zic. Principiul se validează cu realitatea, zice Rand. Da. Și noi zicem la tot fel de chestii economice, ia fă tu ce crezi și vezi, se întâmplă lucrul ăla sau nu se întâmplă și dai vina pe tot felul de dușmani, imaginați. Când de fapt ai încălcat o lege, mă rog, naturală, economică. Ayn Rand spune aici o chestie foarte libertariană și anume între libertate și controlul guvernului nu există compromis pentru a accepta câteva, să zicem, lucruri pe care statul să le controleze înseamnă ca principiul. Adică dacă ai un deget? Da. S-a dus la revedere. Ai a devenit sclav. E să nu te, ce zice Rand? Să nu te faci frate cu dracu până treci punte. Da. Mai da, bine înveți, exact. În noți, faci un pod mai orice jos, orice mai compromis cu statul, e adevărat, aici e foarte libertarian spus. Zice că orice compromis cu statul îți, pe baza libertății îți predai, dacă faci asta, îți predai principiul drepturilor inalienabile individuale, da, 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 și le da. Substitui cu principiul puterii nelimitate și arbitrare a guvernului. Și mai departe o să vezi unde ajungi. Și se vede deja, adică tendința e clară. Și mai plastic, spune domnule, nu poți să faci un compromis între a trăi și a muri. Da? Sau ești un pic gravidă sau ceva de genul. Da? Bine, tot rămâne întrebarea. Uite că asta e polemica gradualismului, radicalism, să zicem, știi? Dacă au dreptate gradualiștii, dacă mersul ăsta de tip picătură chinezească e secretul succesului, să zicem, în 2000 de ani, cu picul, cu picul, ajungi unde trebuie. Predicția rothbardiană era că n-ajungi, că de fapt nu te confrunți cu rău, știi? Dar poți spune că nu. Ba da, uite, puțin. A spune așa că dacă... Poți, nu, dacă... în realitate, scuze-mă, în realitate chiar poți să faci, chiar ești obligat de natura lucrurilor să faci câte puțin, câte puțin. Radicalismul, am mai zis-o noi, ar fi la folosirea consistentă a principiului. Deci dacă vrei să te bați cu rău, ok, poate, nu poți să faci, mă rog, revoluție, o să trebuiască să faci pas cu pas. Dar trebuie în mod radical să ții principiul. Rămâne discuția. Rămâne discuția, știi, dacă cine mai rapid, știi? Cine ajunge mai repede. Așa te apuci în istorie. Dacă vă spune, uite, picătura chinezească ajunge în 2000 de ani, asta ajunge în 200, știi, una radicală. 300. Abolirea sclaviei, cum s-a întâmplat? Mai întâi au dat drepturi sclavilor de a călătorii, de a se însura cu cine vor ei, de a se uita duminica la a fost film, gradual. Sau brusc s-a abolit sclavia. E brusc, nu a fost s-a întâmplat. Nu cred. Nu așa, sigur. Chiar a fost brusc? N-a fost o chestie mai... Nu, n-am auzit că gradual. La 1700 un stăpân de sclav putea să-i omoare și așa și după aia pe la 1800 putea... Nu putea să întrerupă, să intervină. În sensul că eu mai primit între timp chestii, știi, o ciorbă caldă, o nu știu ce, știi, asta sunt gradualism. Subvenție. Nu. Da. Dar gradualism înseamnă că nivel... de la 1500 abolind sclavia și nu la mai nivel individual. La nivel individual, unii stăpâni, da, erau mai iluminați și țineau mai mult la sclavilor. Dar a fost, era ceva arbitrar, asta decidea stăpânul de sclavi. Dacă vroia în secunda 2 să-l... La nivel individual, nu la nivel instituțional. Adică sclavii n-au primit întâi dreptul la o masă caldă, după aia dreptul la ascensor. Nu, instituțional, mă gândeam că asta e. Da, nu s-a întâmplat instituțional. Nu, dar sau niște trade-off-uri de-astea, gen, vă dăm ceva și asta ar intra tot la... Problema... Gradualism, știi, îți dau bani și nu știu ce. Pentru că aia radicale, nu-ți dau nimic, eventual tu îi le dai. Dar poți spune, na, există radicalisme și radicalisme, e bine că am abolit-o, e un radicalism. Radicalism gradual suficient. Sau radicalism radical?
Aș spune așa că problema maximă la gradualism este că nu te duce până la capăt. Adică distanța între A și B, ca să te ducă până la capăt, trebuie abandonat gradualism. Adică dacă tu, să spunem că ai, zici, uite, mergem doar 10% din distanță, întotdeauna va rămâne un 10% din distanța rămas. Da, dar ultimul pas e gradual. Deci treci de la... Nu, păi asta ar fi și problema. Din contră, ultimul pas este absolut. La un moment dat, ca să ajungi la destinație, ultimul pas trebuie să fie absolut. O să fie mai mic decât... Păi nu, asta e distinția. Păi da, dar asta înseamnă... Radicalism înseamnă schimbare mare, gradualism înseamnă schimbare mică. Ori trecerea de la stat ultra-minimal la fără stat e mică. Da, dar ultimul pas, dacă vrei să ajungi la destinație, tot trebuie să renunți la stat. Gradualist, ar mai fi niște lucruri pe care ai putea să le faci. Rămâne o agenție mică. Și trebuie... ANPC-ul. Orice. Ar mai fi niște lucruri pe care poți să le faci și, nu, și înainte de ultimul aia, pas. Gradual, îi dai afară, rămâne un singur om. Mă, trebuie să faci un pas, nu poți să-i lași niște ore de lucru, două ore, mă, la un moment dat trebuie să-l dai afară. Îți dai seama, un gradualist, chiar dacă ai avea presiune în societate, știi, să desfințezi nu știu ce... Inspectoratul pentru controlul cazanelor, el ar zice, ok, desfințând, dar lăsăm, nu știu ce, tot lasă ceva pe acolo. Da. În Caragiale, să desfințăm, dar să nu, mai rămână. Nu, dar seama e că e doar de viteză, știi, că ajungi mai repede. Deci la o confruntare directă ajungi mai repede, asta ar fi argumentul pro-Rodbar, știi? Dar na, e o discuție, că e nasă. Bine, dar nu excluzi gradualism, asta e ideea, știi? Da. Nu-l excluzi, doar că te întinzi ca cavalul prăjit, știi? Dar gradualismul nu implică, domne, și ăștia au un pic dreptate, cei care sunt prosclavie. Dar tocmai de-aia e eficient, știi? Că merge, împinge, știi? Așa îți dă peste bot. Ce vrei tu? Păi vreau zero tax. Mă, aici, știi? Da, dar așa... dacă zici, nu, vreau taxe de 10%. Vreo taxe de 8%, știi? În logică, adică când te gândești la lucruri absolute, știi? A trăi, a muri, ești gravid, nu ești gravid? Ești gravidă, nu ești gravidă? Nu poți să spui, hai să facem ceva gradual așa, gradual să devii gravidă. Știi? Nu există, adică... De asta zic, eu nu pot să văd lucrurile astea să... Se întâmplă o chestie spre libertate graduală. Bine, eu acum aș mai privi și din altă perspectivă. Faptul că cumva, cum să zic, e o tehnică de dezbatere și un apel și o tehnică de a subverti planurile și dorințele oamenilor care vor libertate din punctul ăsta de vedere. Pare să fie un lucru adult, compromis. Dom'le, e decent, știi, așa se face, facem un... Adică lași și tu, lași și eu și ne întâlnim la mijloc. Însă, tocmai asta spune și Rancia, zici că ar trebui să o cumva asta să fie învățată, să fie învățați copiii de la grădiniță. Mă rog, de când pot să înceapă chestia respectivă, ok. În clipa în care faci compromisuri la nivel de principii, n-a mai rămas nimic care să te apere. Asta am spus-o și în pandemie, am spus-o și mi-am răcit gura pe tema asta și de multe ori înainte. Dom'le, singurul lucru care poate să te apere atunci când vin... naziștii este, și aici mă refer la naziștii de stânga, da? Nu există alții, da? Cumva existența și și ok, poate că nu te apăr că ea vin cu puștile și tu te apăr cu un principiu. Fair enough. Însă, ca idee în domeniul dezbaterii, principiul ăsta în sus este extern, poate fi inspectat de toată lumea participatoare la discuție și comparată realitatea
cu principiu și văzut dacă dă sau nu dă. Da? Ok, Pravda și presa face tot posibilul să mistifice realitatea până când iese Biden și îi curg balele pe scenă de nu mai poate să mai ascundă nimeni. Dar faptul rămâne, dacă tu nu mai ai principiul ăla, cu ce te apuci? Cu o convenție. Avem Constituția, schimbăm convenția. Cu jumătate se apără. Schimbăm convenția. Uite, și ăștia în pandemie ziceau cum scade pericolul, ok, mai ridicăm, înțelegi? Jumătate de principiu. Păi nu există. Nu există jumătate de principiu. Da, există. Ba, deci când scade pericolul, scade numărul de infectări, îi zic ok, jos măștile, jos nu știu ce, ridicații. Nu există. Care este principiul libertății, știi, doar că e la jumătate. Există, dar nu-ți dă rezultate. În primul rând că nu este la jumate, în al doilea rând că este bazat pe niște arbitrarități. În sensul ăsta e la jumate, da, da. Știi că păi, nu e. Nu e, păi tocmai asta spun, că n-ar fi la jumate. Nu, dacă n-ar fi deloc, nu îl interesează, știi. Și ce dacă au scăzut? Stați tot acolo. Păi nu, ei trebuie să folosească o parte, e ca la minciună, trebuie să folosească o parte de principiu, pentru că oamenii intuitiv simt că trebuie să urmărească un principiu. Deci ei trebuie să mintă cu un pic de principiu. Jumătate de adevăr. Nu, tocmai, uite, schimbându-se filozofia, că uite, țăraca Indrant se lupta cu rău din anii 60. Filozofia compromisului, știi? Tu înțelepti ce... Înțelepti ăștia la care zici, da, nici libertate, dar nici totalitarism, să închidem pe ăștia în case ani întregi, știi? Zici că pare matur, așa, știi? Hai să lucrăm cu jumătăți de măsură. În mall băgăm restricții, nu știu, le ridicăm pe terase sau... Nici ca mine, nici ca tine. Apropo de chestia asta, uite, ai impactul, observi impactul acestui tip de filozofie în alte culturi mai puțin obișnuite cu relativismul ăsta, mai puțin expuse la relativismul ăsta cultural, da? Deci mă refer la japonezi. Dom'le, după niște ani, deci deja era 2022-2023, când pandemia se terminase peste tot în lume, da? În Japonia, guvernul a trebuit să-i roage pe oameni să nu mai poarte măști pe stradă. Deci i-a rugat, efectiv, a ieșit, nu mai purtați măști pe stradă. Nu e nevoie, nu mai e nevoie. Și oamenii ăia erau pur și simplu confuzi. Cum adică nu mai e nevoie? Ce s-a schimbat? Frăție, ce s-a schimbat? COVID-ul aleargă, vaccin n-avem. Ce s-a schimbat? Da? Ce s-a schimbat? Știința. S-a schimbat știința, da, exact. Pentru faptul că guvernul din țara aia nu și-a luat asupra-și responsabilitatea că a spus niște tâmpenii, că măsurile astea pe care ei le lăudau că funcționează n-au funcționat niciodată și faptul că ei n-au spus chestia asta, da? Normal că lor le-a dat cu maxim de virgulă atunci când guvernul le-a zis nu mai luați nicio măsură, că nu mai e nevoie. Dar n-a fost nu e o măsură a maturității că recunoști că ai greșit? Ei n-au recunoscut că au greșit, iar au zis doar că s-a schimbat ceva. În politică, arată-mi tu care e ultimul politician care a zis că a greșit. Da, găsesc alte. Dar uite că și lumea erau conformi sau nu erau, că statul a zis ceva și... Erau foarte conformiști, dar trăiau în ideea că statul le vrea interesul. Ei nu erau conformiști ca prostovanii din Europa, da, care zice, a zis statul că nu știu ce, așa facem, zice invers, așa facem. Nu, erau, domne, avem așteptare de la oamenii ăștia că sunt logici, rațional, plin de onoare și nu ne mint. E? Și dintr-o dată au dat de un conflict pe care trebuiau să și-l rezolve. Japonezii, înțelegem că domnii japonezi au avut un simț al coerenței mai pregnant. Da, pentru că nu au fost infectați de ideea asta a compromisului. Ne schimbăm după vânt. Ideea la ei. Deci nu au fost mai tare europeni, că au fost mai flexibili, mai... un conformism mai flexibil. Oare? Ce statul, cred că în imaginea publicului japonez este foarte, cum să zic, respectat. Funcționar în stat să aibă alte scopuri decât binele public
Bine, acolo sunt și oarecum îndoctrinați în sensul ăsta, adică dacă te-a pus să muncești la stat în părțile de jos, nu acolo unde începe să se adune banul, că na, normal că-s corupt și acolo nu există, Pănicher, dacă lucrezi în birocrație în părțile de jos, felul în care sunt, am zis, îndoctrinați, felul în care sunt educați, filozofia în care sunt crescuți și așa, chiar îi face pe ăia să fie pentru binele public. Dar, cum să zic, e mai degrabă o aberație decât o regulă Japonia, din punctul ăsta de vedere. Nu știu, ar fi mai rău decât europenii, că parcă mai rău este europenii decât. Deși, na, pe astea ale libertății stau bine europenii, dar, na. Uite, da, asta e o altă, asta e un alt lucru care le-a lipsit japonezilor cu totul. Partea individualistă de libertate. Ei n-au avut. Așa cum nu i-a infectat atât de mare, atât de puternic filozofia compromisului și a relativismului cultural, nu i-a infectat nici filozofia libertarismului și a individualismului. Da. Că europenii ar fi vreun standard. Nu. Uite, un alt aspect al compromisului este modul în care, de punct de vedere randian, da, îl internalizezi tu. Atunci când lucrezi la o publicație, vine editorul și spune, schimbă aici un cuvânt și îți explică rațional, da, uite, ar avea un efect mai mare în ceea ce vreau să spun, îl schimbi. Dar dacă, da, că ești de acord. Dar dacă el spune, uite, așa putem manipula mai bine publicul și... Sau schimbă că te dau afară. Sau, mă rog. Și acea schimbare, acel scop pe care îl urmărește editorul contravine principiilor tale și tu îl schimbi din cauza asta, deci faci același lucru ca și înainte, atunci ai făcut compromisul randian și ți-ai încălcat principiul. Ok, deci ce zice? Poți să schimbi o chestie, dar să nu intre în conflict cu principiile tale. That's... Faceți bine și țineți la principii. Uite, eu aș vrea, acum că spuneai de chestia asta, că schimbă ca să manipulăm mai bine publicul și așa mai departe, chiar mă gândeam, sunt oameni din România, da? Care își iau informația de la Euronews, CNN și Digi. Uh-huh. Da? Și întrebarea mea este de ce își mai iau de la Digi când dau CNN în România? Ah. sau ei cred că privesc ambele părți ale spectrului. Deci ai CNN? Ah, CNN în engleză. Antena 3 CNN. Antena 3 CNN. Vă cunosc cum? Domn profesor. Păi poate aplică principiul jurnalistic în care îi iau din două surse. Da, da, asta ziceam și eu. Poate își imaginează că iau din mai multe surse. Acum să duci o viață rațională într-o societate irațională. Următorul capitol și ultimul pe care îl discutăm astăzi, tot de Ayn Rand. Ayn Rand susține că totdeauna trebuie să-ți ridici vocea atunci când vezi un rău propagat în societate sau în cercul tău de prieteni și tu să taci din gură și știind că acel lucru este rău. Trebuie să spui, să judeci, nu trebuie să spui, poate și ei au dreptate, nu trebuie să tulburăm apele cu filozofii libertariene, randiene și așa mai departe. Aici ai mema curentă încă. Dacă vezi ceva rău, zi ceva. După aia ai poză cu oameni închiși că au zis ceva. E seamănă în capitolul trecut. Compromisul, da. La fel. Și aici zice să... Not compromise. Ea se bate cu... Tot cu relativismul și aici. Și în capitolul următor o să-l discutăm data care vine. Tot așa. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Era o chestie biblică. Acum depinde cum o interpretezi. Una e să o interpretezi. Să fii mai tolerant, mai nu știu ceea ce e ok. Alta e să interpretezi că ai și un criminal în serie și tu nu judești pe ăla sau chestii nasoale, urâte, știi, tu să... Nu, da, poate și ăla are dreptate. Din păcate, relativismul ăsta moral a ajuns așa departe încât a ajuns. Lumea, există lume care refuză să judece, chiar și
Bă, au omorât-o pe măta, bă! Da, dar poate că, nu știu, eu știu eu prin ce a trecut el. Jokerul, Joker, asta era ideea, societatea la... Da, da, da. Sau acum în California, când dacă furi sub $100, e ok. Da. Da. Ceva de genul, da. Dar la noi nu era o limită de 100 de mii. Dacă a, dragul, am fost mai iluminați. La noi nu e niciun prag de 100 de mii. Vorbești despre lucruri cotate, nu era vorba de furt. Aha. Nu e vorba de furt. Erau doar greșeli, abuzuri, dar nu furt. Ba, să știi că alea sunt furturi. Alea sunt furturi. Imaginarul colectiv. Asta e și problema libertarienilor, să-i atragă spre... Da, poți să spui și la microfon. Adică să știi că poate îi ajută, poate îi ajută pe unii oameni să știe. Nu. Încă să supără algoritmul. Da. Dacă vreți să aflați ce povestește Gabi, pe canalul nostru de Telegram, de discuții, puteți să-l întrebați oare ce a vrut să spună autorul acolo. Da? Cum găsiți canalul de Telegram? Căutați voi în Dodi. În Dodi Ro. Uite, rapper ăsta cunoscut în lumea podcaster și foarte inteligent, Zubi. Uh-huh. Și o postare, într-o postare recentă, exact asta zicea. Zice capitolul ăsta. Dom'le, unii îți dau impresia, vorbea despre creștinism. Creștinismul e că să nu judeci. Despre asta e creștinism. Să nu faci judecăți morale. Și el a zis, dom'le, nu știu religia asta, dar sigur nu e creștinismul. Deci nu e. Acolo oamenii fac judecăți clare. E clar că e spiritul ăsta relativist, stângist, știi, toți avem. În cei nu sunt consistenți, pentru că dacă ai fi consistent, nu mai poți ierarhiza socialismul superior capitalismul, că sunt egale, nu sunt jocuri de limbaj egale. Eu nu poți să judeci. Normal, nu sunt egale și nici nu poți să alegi. Deci stai și te abții, nici nu mai vorbești. Că... Da, ca să nu mai vorbim exact de asta. Că și asta o alegere, știi? Uh-huh. Sau na, să zicem că ești paralizat, nu? Teoretic, dacă ar fi să te comporți consecvent. Ce vreau să spun la partea asta e că aici e locul în care ea se rupe de, e locul în care eu aș spune că capitolul ăsta am cea mai puțin, cum să zic? Afinitate? Da, afinitate cu asta, pentru că dacă îl citim din punct de vedere prescriptiv, spune ca și cum ai o obligație. Da? Ai o obligație pozitivă să... Zici când vezi ceva. Să zici când vezi ceva. Acum, dacă îl privești însă iarăși doar din punct de vedere descriptiv, n-ai nicio problemă cu capitolul, pentru că, într-adevăr, societatea e formată din acele patru arhetipuri de oameni, la final se discută, ei sunt dispuși să urmeze ca oile orice direcție e impusă și dacă binele nu câștigă, o să mergem în direcția rea și s-a văzut. Mi se pare că ea și face referire la chestia asta, că multe dintre lucrurile ultimilor ani, la care în clipa când a scris ea era 62, deci discutăm despre al doilea război mondial, despre Coreea și mi se pare că începuse distracția și în Vietnam. Da? Războiul civil din China și așa mai departe. Deci, spune, multe dintre lucrurile ultimilor ani nu ar fi fost posibile dacă s-ar fi găsit la momentul potrivit cineva să zică că nu e de acord sau să zică nu. Apropo de puterea asupra chestii astea, am văzut-o și în pandemie, atunci când a început, deci măsurile nonsensice curgeau una peste alta, până când la un moment dat s-au trezit cu populația în stradă. Aoleo, ce facem cu ăștia? De ce? Păi, ce fac ăștia aici în stradă? Ăștia zic nu. Ah, ok. Bine, nici nu poți, apropo de ierarhia. Nu putem scăpa de ierarhia. Gata. Lumii bune de la noi n-a fost, stai că au și dreptate negaționiștii, pot ar avea și dreptatea lor. Nu, au fost aia conspiraționiști. Cretin. Deci da, nu, dar ăia care scriau legile s-au uitat de două ori. Adică ți-aduc aminte că certificatul verde
a fost supus, a fost pus pe ordinea de zi de vreo 3 ori și dat mai departe de fiecare dată. Asta ca și calcul, nu ca și postmodernism de ăsta, stai că au dreptate și șoșa. Nu, nu, da, și calcul, da, da, da. Da, păi oamenii răi nu sunt pe principii, nu acționează cu postmodernism, oamenii din cadranul 4. Oamenii din cadranul 4 se folosesc de postmodernism, nu e ca și cum cred în ei, dacă crezi într-adevăr, adică ăia care cred într-adevăr ajung și ei în gulag. Doar Stalin rămâne... Nu, dar nici nu e operațional, ca asta ziceam. Nu poți să erachizezi, nu poți spune conspiraționiștii sunt. Deci, de ce? Că e un alt joc de limbaj, e egal cu ce zice Obama, deci normal. Faci erarhii? Între astea, normal. Uite că o fac. Pentru mine a fost un cal troian, știi? Deci capitalismul bătuse socialismul. Era clar că comunismul, cel puțin, terminase. Dom'le, ce ne facem? Și... A fost un rău, atine de asta de tip cal troian. Dar dacă sunt egale, știi? De unde ești tu așa categoric că e superior capitalism? Și calul troian, și calul troian l-au băgat fix pe varianta asta religioasă. Că nu judeca, hai că n-ai certitudini, lasă, știi? Analiza finală se face altă dată și... Asta e adevărul absolut, știi? Astea... Și astea sunt regulile, apropo, astea sunt regulile lui Alinsky. Ia-i pe fraier și ține-i la regulile morale de care cred ei și tu treci peste fără nicio problemă. Din păcate asta e. Și, ai și astăzi o grămadă de conservatori care spun, da, dar pentru ei nu contează contradicțiile. Ei spun, contradicțiile contează doar pentru ăia care vor să fie coerenți. Noi nu vrem să fim coerenți, noi vrem să mâncăm. Noi vrem să fim la butoane, să fim la formularea lor este, noi suntem maturi și ăilalți sunt niște radicali, far right și nu știu ce. Nu, nici măcar asta nu e vorba. Deși aș putea să folosească maturitatea ca semn că ceilalți sunt naivi, sunt idealiști, sunt, uite-te și la ăsta, se împiedică sau de sunt, principii. Sunt răi, nu tot timpul cum auzi, far right, fuck. Aia care au vor... Bine, că ești fie ești nazist, fie ești fundamentalist arab, știi, dacă tu ai islandian, să zici. Ah, păi ce cu... Prostia. S-a dus de mult în... Utopii libertariene. Exact. Așa se... Replica asta există și la libertarian. Ah, a trecut vremea. Deci omul nu face niciun... Păi și dacă vine nazism, în modul ce face? Merge cu nazism? Ever works. Bun. Pentru Valentin Berceanu, Alex Chiriac, Costel Tavarache, eu am fost Gabriel Munteanu și nu uita că statul TVR Sclav, nu uita și de libertate.